Ora 19. Joncțiunea. Ciorba e gata? Gata, pe dracu. E pierdem vremea cu poze, cu atitudini teatrale. Ridicol. Menite să valorifice spațiile în aer liber, caravana filmului românesc va aduce la Ploiești timp de 3 zile capodopere ale filmului de altă dată. Vom monta în parcarea de la Palatul Culturii un ecran gonflabil. El va fi poziționat cu fața spre treptele palatului, ca să putem crea așa un amfiteatru în aer liber, și invităm pe ploieșteni la cinematograf în aer liber să vedem filme românești. Avem actorul și sălbaticii, avem Brigada Diverse în acțiune, avem Haiducii și Operațiunea Monstru. Pe parcursul celor 3 zile, proiecțiile vor debuta începând cu orele 21.